indivizii care au bătut și jefuit 5 femei la Botoșani au fost prinși de polițiști. Intervenția spectaculoasă la care au participat 80 de agenți și jandarmi a avut loc azi noapte în nordul țării. Ei au fost audiați toată noaptea. Anchetatorii spun că tâlharii au acționat în grup. De ce le-ați bătut pe femeile respective? Acesta este unul dintre cei trei tâlhari care au semănat teroare în Botoșani. Bărbatul se ascundea într-o casă din Dorohoi. Doi dintre agresori au fost capturați la Suceava, unde au mai atacat o victimă. De ce le-ai bătut pe femeile respective? Nu ți-a fost milă de ele? Câte femei ați tâlhărit în total? Regres ce ai făcut măcar? Cei trei au fugit din Botoșani după ce au bătut cu bestialitate 5 femei pe stradă și le-au jefuit. Pe ultima pur și simplu au desfigurat-o. La Suceava, când au rămas fără bani, au atacat cea de-a șasea victimă, o femeie de 59 de ani. Și pe ea au lovit-o crunt, după care i-au luat cei 20 de lei pe care i-avea la ea. A fost deposedată prin violență de o poșetă în care avea bani și bunuri personale. Tâlharii atacau femei singure în zone întunecate sau în scări de bloc. Victimele povestesc îngrozite cum au fost atacate și snopite în bătaie. Au apărut trei din spate, m-au luat din spate, închis ușa, trei vlășgani, m-au tântit la pământ, mi-au închis gura și m-au călcat cu picioarele. Nici nu i-am auzit, nu nimic, nici nu i-am văzut. Mi-au dat în cap. Mi-a luat geanta cu totul. Lăsată inconștientă, una dintre femei a zăcut în stradă într-un loc întunecat 10 de minute. După ce și-a revenit, a reușit să se târască într-un local din apropiere și să ceară ajutor. S-a furat geanta, s-a furat telefonul la ureche, cercetul din ureche și bătută cu, nu știu, cea mai mare prezimă posibilă. Și-a început să lovească picioare. Și-a lovit-o până a rămas inconștient. Ce nu vrei să vorbești, nu? N-ai de spus nimic? Da. Nu ți-a fost milă? Cei trei tâlhari au fost reținuți și urmează să fie duși în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.